29 martie 2017, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mărăsirea Cașin, pentru de 4 aprilie 2016. Primarul Comunei Mărăsirea Cașin, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 598, 13 aprilie 2017, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, referatele numărul 1466, 1467 și 1468 din 15.3.2017, prezentate de către doamna Lara Cristina, inspector responsabil pentru achizițiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primăriei Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, referatul numărul 1859 din 29.3.2017, al doamnei Lara Cristina, inspector responsabil pentru achiziții publice, prin care solicită aprobarea programului anual de achiziții publice cu bunuri și servicii pentru anul 2017, raportul de execuție bugetară întocmit de către doamna Roșu Cornelia, în calitate de consilier 1 contabil cu privire la execuția bugetară de 2016, și în temeiul articolului 68 alineatul 1 și ale articolului 115 alineatul 1 litera de legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Mărăsirea Cașin, județul Bacău, în data de 4 aprilie 2017, începând cu ora 10, la sala de ședințe de la Primăria Mărăsirea Cașin și care va da ca proiecte pe ordinea de zi următoarele. 1. Execuția bugetară pe anul 2016. 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 3. Aprobarea listei de investiții pentru anul 2017. 4. Darea de seamă privind activitatea SC domeniul public și privat în Mărăsirea Cașin, SRL, și aprobarea bugetului pentru anul 2017. 5. Hotărârea privind decontarea de către Adis Bacău, către compania RON Preste SAR, la tariful unic de 317,73 RON pe tonă fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale în mediul urban, în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din județul Bacău. 6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de construire puncte pietonale în satele Mănăstirea Cașin și Târgulești, peste râul Cașin, în punctul Moravo, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea construire puncte pietonale între satele Mănăstirea Cașin și Pârvulești, peste râul Cașin, în punctul Tudorache, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea construire puncte pietonală între satele Mănăstirea Cașin și Pârvulești, peste râul Cașin, în punctul Ailenei, în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 9. Aprobarea programului anual de al achizițiilor publice pentru anul 2017. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către Secretarul Comunei. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi făcută publică prin afișare la afișerul de la primărie și va fi comunicată în termenul legal instituției prefectului județului Bacău. Cine este pentru ordinea de zi? Cine este împotrivă, cine se abține, deci nu mai uitat. O să trecem la urmărit, dar o rugăminte înainte. Aș dori, deci luăm în discuție, punctul 1, 2, 3. Aș dori să ne referim strict, când luăm la punctul de vedere, strict pe punctul respectiv, ce avem pe lângă, o să discutăm la diverse. Deci la punctul 10 vom avea diverse. Deci vom discuta strict pe aprobarea listei de investiții pe 2017 strict, deci să nu ne mai legăm... Să nu ne mai amestecăm. Dar că ne lungim și n-are rost. La punctul 10 le notez fiecare, la punctul 10 le vom discuta pe toate. Deci avem punctul 1... Da, mulțumesc, domnul președinte, să prezint eu
mare parte din ceea ce sunt primele puncte, că îl aveam și cu domnul Soare George aici, care o să-și prezinte la punctul 4. O dare de seamă, scoate dare de seamă legată de activitatea pe care a prestat-o anul trecut. Până atunci, vă salut pe toți. Bine ați venit la o domnul ședință ordinară Consiliul Local. O să vă prezint un raport cu privire la execuția bugetară la data de 31.12.2016. Vreau să vă spun încât de la început că am avut surpriza acum când lucram cu cecurile și le așezam pe cele din 2017 și mă pregăteam ca să fac raportul pentru execuția bugetară și o să vedeți dumneavoastră ce vreau să spun, că din cifrele de anul trecut reiese o influență de cel puțin 20 și aproape 25% față de bugetul inițial, pentru că la o discuție trecută, un consilier spunea că bugetul comunei este la, se spuiază la anual, bugetul final este de 150 de miliarde. Bine, erau fabulații, dar, surprinzător, anul trecut, bugetul final s-a situat la suma de 7.258.050. Asta e ca o paranteză de deschidere, ca să zic așa. Deci, bugetul comunei Mănăstirea Cașin, la data de 31.12.2016, se prezintă astfel. Bugetul local, la capitolul venituri, au fost 6.780.950. Cheltuieli 7.258.050. Diferența de 411.000 de lei, dacă nu mă greșesc, este din fondul de moment pe care l-am atacat anul trecut. Știți că am pus niște bani pentru puterea de la Lupești și pentru lucrarea de Părău Dulce, o parte din bani. Nu, și pentru scutar, și pentru scutar, pentru scutar pentru electrificare. Da, vreo 200 de mii de lei, pe care, bineînțeles că i-am recuperat. Vreau să vă spun că acum fondul de rulment l-am refăcut. Fondul de rulment se situează în jurul de 500 de mii de lei. La Pășune avem 558 de mii, cheltuieli 558 de mii, cămin 14 mii, cheltuieli 14 mii. Veniturile se compun din impozite. Pe venit 8.500, s-au realizat 13.108 lei. Taxă de firmă 3.000 de lei, s-au realizat 3.028. Impozit pe clădiri 85.000 de lei, s-au realizat 115.120. TMT 110.000 de lei, s-au realizat 122.039. Impozit pe teren 98.000, s-au realizat 128.462. Concesionări 40.000 de lei, s-au realizat 162.333 de lei. Alte venituri, 30.000 de lei, s-au realizat 27.960. Amenzi de circulație, 36.500, s-au realizat 32.507. Amenzi buget local, 30.000, s-au realizat 33.993. Ajutor cu încălzirea locuinței cu lemne, 160.000 de lei, s-au realizat 4.784. Cote și sume de facturate din impozit pe venit, 983.000 de lei, s-au realizat 1.014.905 lei. Sume de facturate din TVA, 3.249.500, s-au realizat 3.234.944 de lei. Vărsăminte de la, din fondul de dezvoltare, 627.300, s-au realizat 551.700. Subvenții primite din fondul de intervenții, 342.000 de lei, s-au realizat 342.000 de lei. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, 1.584.114 lei, s-au realizat 1.584.114 lei. Sume primite din bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale, 11.350, s-au realizat 10.358. Planul de venituri, 6.780.950, s-au realizat 6.874.000.
Cheltuielile se compun din la administrație locală. A fost un plan la primărie. A fost un plan de 933.600, s-au realizat 674.751 de lei. Cheltuielile de personal au fost în plan de 639.600, s-au realizat 530.481, reprezentând salarizarea personalului din subordinarea executivului. Cheltuieli materiale. A fost un plan de 291.000 și s-au realizat 141.665, compuse de cheltuieli cu iluminatul, poștă, telefon, furnituri, birou, chitanțiere, chitanție, xerox, hârtie de scris, alte materiale și prestări, servicii, toneri, imprimante, plată, site, internet, abonament, programe, impozite și taxe, service, xerox, motorină, deplasări, borderouri, debite, firme, tot felul de lucruri. Cheltuieli mijloace fixe, plan 3.000, s-au realizat 2.605 lei, reprezentând cheltuieli cu achiziționarea unui calculator pentru registru agricol. Alte servicii publice, la votare s-au cheltuit, a fost un plan de 6.500, s-au realizat 2.158 de lei. Transfer din bugetele locale pentru asistență socială. Copii instituționalizați, planul a fost de 52.500, realizat 52.600. La protecție civilă și protecție contra incendiilor, planul a fost de 41.200 și s-au realizat 34.611, din care cheltuielile de personal 35.200 și s-au realizat 32.732 de lei. Cheltuielile materiale a fost un plan de 56.000 de lei și s-a realizat 5.600 și s-a realizat 1.879 de lei cu carburanți. Da, carburanți. La învățământ, planul a fost de 2.213.250 de lei, s-a realizat 2.177.759, cheltuieli de personal cu cadrele didactice din școli s-au realizat 1.598.894. Cheltuieli materiale s-au realizat 509.557, compuse din cheltuieli pentru încălzire, iluminat, apă, canal, salubritate, furnituri, birou, poștă, telefon, materiale, curățenie și alte cheltuieli, abonamente, servicii informatice, deplasări, reparații școală, la școala numărul 2, etc. Cultură. A fost un plan de 80.500, s-a realizat 51.953. Cheltuielile personale la bibliotecă au fost 35.014 lei. Cheltuielile materiale, plan de 4.200 și s-au realizat 155 de lei. La sport a fost un plan de 10.000 de lei și s-au realizat 8.000, ce am dăm noi pentru asociația de sport. Lucrări de consolidare și punere în valoare a fost a Mănăstirea Cașin în vederea introducerii în circuitul turistic. A fost un plan de 30.000 de lei și s-au realizat 8.784 de lei. La asistență socială am avut un plan de 7.749.700 și s-au realizat 663.926 de lei. Cheltuieli personal, asistenți personal, planul a fost de 36.200 și s-au realizat 306.154 lei. Indemnizații persoanei cu handicap, planul 248.500, s-au realizat 249.488. Cheltuieli cu ajutor pentru încălzire, în plan de 18.000, realizat 18.000, reprezentând un număr de 81 de cazuri. Ajutor de încălzire per comună pentru cele 400 de dosare care se depun anual, aproximativ, 195.000 de lei realizat, 110.000 de lei, 284, reprezentând un număr de 380 de dosare. La dezvoltare publică am avut un plan de 477.300 și s-au realizat 190.976. Cheltuieli cu iluminatul public s-au realizat în sumă de 34.384. Întreținere sistem de supraveghere 2.869, cheltuieli mijloace fixe 123.723 de lei, iar aici au intrat pentru alimentare cu apă s-au cheltuit 400 de lei, niște avizie, extindere rețea de joasă tensiune
s-a realizat 46 la, la mă refer la proiectul de la biserică, da? Da, extinderea. Extinderea iluminatului. 46.604 lei. Electrificare, extindere rețea electrică la Scutarul, din 200.000 de lei s-au cheltuit 76.719 lei. La proiecte, plan a fost de 12.000 de lei, s-au realizat 0, nu s-au cheltuit bani pe proiecte anul trecut. Salubritate. Am avut un plan de 163.400 și s-au realizat 159.889. Cheltuieli de personal. 21.864, cheltuieli cu bunuri și servicii 138.025, reparare și colectare deșeurilor. La drumuri și poduri am avut un, s-au realizat 2.276.206 lei. Reparații curente s-au realizat în sumă de 188.162. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 467.169 de lei s-au realizat, din care punte la Lupești s-au cheltuit 381.483 de lei și modernizare drumuri comunale 85.686 lei. Reparații capitale în sumă de s-au realizat în sumă de 1.620.875 de lei și s-au cheltuit la modernizare drum de interes local cu Râul Dulce 1.592.030 de lei și pentru pod la Zărnescu din 200.000 de lei s-au cheltuit 28.845 de lei reprezentând proiectul. Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea prevederilor din bugetul local aprobat din Consiliul Local în Mănăstirea Cașina, acordându-se deosebită atenție cheltuielilor necesare pentru desfășurarea în bună condiție a învățământului, asigurând condiții cât mai bune pentru încălzire, iluminat și cheltuieli materiale de strictă necesitate. Sumele cheltuite au fost efectuate conformitate cu prevederile legale. La autofinanțate pășune și cămin cultural, cheltuielile au fost efectuate în funcție de veniturile realizate după cum urmează. La pășune s-a încasat suma de 248.565 de lei, reprezentând într-o valoare masă de masă, s-a cheltuit 214.376, din care cheltuieli cu paza 147.093 și cheltuieli de capital 67.283 de lei pe amenajament. S-a plătit amenajament. La Căminul Cultural s-a încasat suma de 4.633, reprezentând chirie cămin, și s-a cheltuit suma de 1.721 de lei, reprezentând iluminat. Cam astea sunt cifrele de anul trecut. Vedeți că a fost destul de zgârciți așa în cheltuiel, bine. A fost și un an străbătorit de două rânduri de alegeri, cele locale și cele parlamentare. Dar cam inundații, cam asta plus inundațiile, da, dar tendința noastră cel puțin de 12 ani de zile încoace este de a, de a crește și de a face economie, așa cum vă spuneam, una de a de lăfăie. Cert este că o să vedeți că cifrele pe anul ăsta stau sensibil mai bine. Sensibil mai bine față de anul trecut. Dar o să ajungem și acolo și să... o să discutăm. Da, dacă sunt comentarii, întrebări... Domnul președinte. Cine are? Întrebări. Referitor la Căminul Cultural, am înțeles că oricum a fost un pic de profit acolo. Da, nu am dat seama, profit. S-au încasat 4.600 și s-au cheltuit 1.721 din iluminat. Sunt 20 de ani. 2000 și ceva de ani. 2000. Și ce mai adunăm anul ăsta? Să ne apucăm să facem niște bănci pe acolo. Din agonisial așa, știți? Discutăm mai... Trebuie de mână.
Și așa. Haideți că... Domnul Vice făcea o propunere să ne scrie la un proiect pe gal ca să dotăm cămin. Nu, da, fi rău, nu m-am gândit, dar oricum, pentru gal aveam, o să discutăm iarăși la un moment. Cine este pentru aprobarea hotărârii privind execuția bugetară pe 2016? Împotrivă. Trecem la punctul numărul 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Da. Aici o să fac tot eu expunerea. Pentru că bugetul pe anul ăsta, vă spuneam că este sensibil crescut față de anul trecut. Neașteptat, aș putea spune. Chiar nu mă așteptam, am spus sincer, pentru că am trecut prin mai multe perioade de guvernare și nu mă așteptam așa să fie. Chiar oricum vor fi eforturi din partea noastră financiare, dar culmea este că dacă anul trecut, la începutul anului trecut, ne agățam de suma aia de 411.000 pentru a putea, să zic așa, supraviețui cu principalele investiții, anul ăsta o să vedeți că nu ne-am mai agățat de suma de 500.000 care vă spuneam că există la momentul actual ca și fond de rulment, da? Iar aia, ați văzut cum am uzat ea chiar pentru momente de urgență, că nu... Și plus de asta că o să vedeți că mai avem de recuperat niște sume frumșene, e vorba de vreo 200 și ceva de mii de lei de la AFIR. O să vă spun și despre asta la momentul respectiv. O să dau citire adreselor de la ANAF. E vorba de adresa numărul 492 și referitoare la repartizarea sumelor pentru buget pentru anul 2017 și estimări pentru anul 2018-2020. Potrivit prevederilor legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6, adresa numărul 442.530 din 2017 a Ministerului Finanțelor Publice. Vă transmite sumele defalcate pe taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor pentru bugetul dumneavoastră pentru anul 2017 și estimări 2018-2020. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor. Total din care? Deci avem un total pentru anul 2017 de 2.700.500 de lei pentru 2017. Estimările sunt ușor crescute, pentru 2018 3.022, pentru 2019 3.124,5, pentru 2020 3.248,5. Deci din suma de 2.700.500, avem așa, finanțare pe bază, de bază a unităților de învățământ preuniversitar, din care salarii, sporuri și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuții aferente acestora, 1.825.000. Cheltuieli prevăzute la articolul 104, aliniatul 2, litera B de la B la D, din Legea Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 1.651.000. Sume pentru aplicarea Legii 85/2016, 174.000. Drepturi ale asistenților personali, ale persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav, 780.000. Sume pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, 29.000.
Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, 17.500, vorba de tichetele de grădiniță. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 25.000, vorba de copii cu CES, nu? Și astea sumele din prima adresă. În baza prevederilor articolului 5, alineatul 3 din legea bugetului de stat pe anul 2017, sumele defalcate pe taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor sunt destinate finanțări de baza unităților de învățământ preuniversitate stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la articolul 104, alineatul 2 din legea educației naționale numărul 1 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare și a drepturilor prevăzute de legea numărul 85/2016 privind plata diferențelor salariare cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011. Finanțarea drepturilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav. Finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, finanțării cheltuielilor creșelor, finanțării drepturilor stabilite de legea 249 privind stimularea participării în învățământul preșcolar, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, asta înseamnă CES. Cerințe educaționale speciale. Da. Ordonatorul principal de decrete vor transmite până la data de 27 februarie 2017 propunerile de repartizare pe trimestre pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor și municipiilor. A doua adresă este vorba de adresa 489, tot din partea ANAF-ului, care spune că, potrivit legii 273, aceeași introducere, ne transmit sumele privind taxa pe valoare adăugată și din cote defalcate din impozitul pe venit. Deci asta este a doua măsură pentru bugetul nostru pentru anii 2018-2020. Și avem așa. În anul 2017, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 770.000 de lei, sume alocate din cota de 18,5% din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 673.000. Asta e pentru anul 2017. Iarăși, sensibil crescute din 2018 încolo, 814 prima, 708 a doua, 2019, 817, taxa pe valoare, suma din taxa pe valoare adăugată, 715 pentru cota de 18,5%. În 2019, 832.000, suma din taxa pe valoare adăugată, 722.000, suma din cota de 18,5%. Ordonatorii pot face noi angajamente legale în limita prevederilor bugetare aprobate numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior, sumele reprezentând restituite din finanțele în finanțarea bugetară a anului precedent, se cuprind la cheltuieli în secțiunea de funcționare sau dezvoltare după caz prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor. În conformitate cu articolul 39 alineatul 2 din legea 273/2006, pentru finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, având în vedere execuția pe anul 2016 și prognozele fiscale pe anul 2017, veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2017, estimate pentru instituția dumneavoastră, sunt de 400.000 de lei. Prevederile la indicatorii 040201 și 040204 se vor repartiza în mod egal pe cele patru trimestre.
La elaborarea bugetelor prevăzute la articolul 1 alineatul 2 din legea 273 pentru finanțele publice locale cu prevederile și completările ulterioare, ordonatori de credite vor completa bugetul pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 conform formularelor de buget și a programului informatic transmise de Ministerul Finanțelor Publice. Semnează șeful administrației. Și ultima adresă de la Consiliul Județean, vorba de adresa 1819 din 28 martie, către Consiliul Local Mănăstrea Cașin, în baza prevederilor articolului 4 alineatul 2 litera B din legea 6/16/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 prin hotărârea Consiliului Județean Bacău în 27/3/2017 v-au fost repartizate următoarele sume pentru, precum și estimările pentru anii 2018-2020. Total sume defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură 200.000 de lei. Din care sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 93.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale la capitolul 11.0206, 107.000. Și sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 29.000. Deci, total 229.000. Estimări pentru 2018, 203.000. Total, pentru 2019, 233.000 total, pentru 2019, 239.000 și pentru 2020, 242.000 de lei. Estimări. Deci asta sunt unii care le primim din exterior. Și acum, bugetul nostru inițial se ridică la suma de 5.681.000 de lei pentru anul 2017. 581.000 de lei. Din care veniturile noastre proprii, impozite și taxe sunt de 698.500. O să vedeți că cheltuielile noastre personal se ridică la 836.900 de lei. Nu ne acoperim nici măcar cheltuielile de personal de ce facem. Și avem așa, la primărie, la autoritatea locală, am prevăzut așa, la furnituri birou 6.500, la materiale curățenie 4.000, la încălzit iluminat 8.000, apă canal sau utilizare 1.000, carburant grefian 10.000, poștă, întreținere telefon 28.000, materiale și prestări servicii, Xerox, calculator, programe și așa mai departe. Reparații curente 40.000 de lei, obiecte de inventar 30.000 de lei, deplasări 6.000 și pregătire profesională 15.000. Cu copii instituționalizați pentru anul 2017, am prevăzut o sumă de 74.000, avem 5 cazuri. La situații de urgență, cheltuieli de personal 52.210 lei, carburant lubrifiant 3.000 de lei, materiale și prestări servicii 1.900, alte bunuri și servicii pentru întreținere 1.500, deplasări 700. Pentru bibliotecă, cheltuieli de personal 53.530, deplasări 500 și achiziție de carte 3.000 de lei. La școală, cheltuieli de personal 1.651.000 de lei, cheltuieli materiale 174.000 de lei, pentru legea 85, 24.000 de lei, pentru copii cu CES 25.000 de lei și pentru tichetele de grădiniță 17.000 de lei. Aici la școală am făcut o influență de 148.000 de lei din sumele
noastre, din bugetul propriu, pentru a putea să-și definitiveze problema cu toaletele și ce mai au, deplasări, deci cheltuielile pe care le-au solicitat. Au solicitat 155.000, le-am aprobat 148.000, rămâne ca până la sfârșitul anului, poate eventual o eventuală rectificare, să mai sublimim și suma de 7.000 lei. La asistenți personal și indemnizații. Asistenți personal avem 22 de cazuri, indemnizații avem 21 de cazuri. Cheltuielile de personal sunt 780.000 de lei, 780.000 de lei, 7.800.000, destul de multeșoar. La legea 416 am mai prevăzut un ajutor de încălzire de 29.000 de lei, iar pentru ajutorul de încălzire pe total comună pentru cele aproximativ 400 de cazuri, cum am avut și anul trecut, am prevăzut 219.000 de lei. La iluminatul public am prevăzut 100.000 de lei. La întreținerea camerelor video, 5.000 de lei, am pus o sumă acolo modică să avem de mentenanță. Iar la salubritate, cheltuieli de personal 34.750, drumuri și poduri la reparații 200.000 de lei, la cămin am estimat venituri de 16.000 de lei, încălzit Ilumina 3.000, materiale și prestări servicii 13.000 de lei. Vedem ce o să mai fie. La pășune, veniturile au fost de 80.200. Și cheltuiel cu alte bunuri și servicii pentru funcționare 80.200. Tot la pășune o să vă expun eu ce s-a întâmplat anul trecut cu cheltuielile care s-au făcut și cu veniturile pe care le avem de la Pășune, că aici e un pic mai complicat. Știți că anul trecut am aprobat bugetul pentru Pășune, pentru pădure, da? Pentru ceea ce e predat la Oculus Sinti pentru administrare. Iar acolo ne transmite adresa numărul 10411, prin care ne spune că vă înaintăm situația derulării contractului de administrare a suprafeței de 2456 hectare, fond forestier pentru anul 2016. În perioada 1-8-2016, 31-12-2016, s-au înregistrat venituri în valoare de 2.281.753,98 lei, după cum urmează. Masă lemnoasă pe picior 2.279.328,98 și gospodărirea în păduri 2.425. Da, spune 2425. Deci e vorba de două componente la el la venituri. Masa lemnoasă care s-a vândut în sumă de 279.328,98. 2.793. Și gospodărie păduri, probabil, amenzi ce s-au dat, ce mai dat, e 2425 de lei. Așa. Deci, total, 281.000, să mă învățăm numai cu milioane. 281.753,98 de lei, da? Deci astea au fost. Ținem cont că e și perioada scurtă. E de la început, din august, de la 1 august până la 31 decembrie, da? Cheltuielile totale pentru perioada menționată sunt în sumă de 201.543,25, se compun din cheltuieli cu bază 84.732, reparații drumul 33.650,4, cheltuielile administrare 19.963,31, fondul de regenerare 39.204,81, fondul de accesibilizare 22.007,93, fondul de mediu 1.984,8. Profitul aferent anului 2016 este în valoare de 80.210,73. În contul unității noastre se mai află suma de 36.779,81 lei, reprezentând fond de regenerare neutilizat, sumă ce se reportează în anul 2017 pentru acoperirea cheltuielilor de regenerare,
precum și suma de 29.007,93 lei, reprezentând fond de accesibilizare. Accesăm, anexăm în copii facturile reprezentând venituri și cheltuie aferente anului 2016. Știți că noi anul trecut, când am aprobat bugetul pentru asta, propunerea luat de buget, erau estimat un venit de 60.000 de lei. Da? Deci, a mai crescut, s-a făcut 20.000 de lei, adevărat, perioada a fost micuță. Făceam un calcul și ne-a ieșit un profit de 28,47% din valoarea masei lemnoase vândute din veniturile care s-au făcut, ceea ce, sincer să vă spun, dacă am fi mers așa, ar fi fost destul de bine. Mai cum să vedeți că anul ăsta... Asta din 280.000 de lei, din 280.000 de lei, exact, au rămas 80.910, 73 pe care ei trebuie să vedeți în... A treia parte, aproape. Da, cam 28,47%, v-am spus. Anul ăsta, în schimb, lucrurile s-au schimbat sensibil, din cauza că, spune, au crescut salariile. Și așa și este. Deci salariul... Salariul minim, dar legislația e legislația, n-ai ce să faci, n-ai cum să te... Veniturile totale sunt estimate la 1.056.744. Din care vânzarea masei pe picior în cantitate de 8.236 de metri cubi la 818.531, venituri din redevența pe fondurile de vânătoare gestionate de Ocolo Silvic, nu, venituri din fondul de conservare 238.213,01, cu un total, vă spuneam, de 1.056.744. Cheltuieli totale, din care cu paza pădurii, 201.662,16, cu punerea în valoare a masei lemnoase, elaborarea APV-urilor, emiterea autorizațiilor de exploatare, controlul și reprimirea parchetelor, 125.884,15, cu regenerarea pădurilor 80.448,76, cu îngrijirea și conducerea arboretelor, degajări, curățiri 157.764,25, cu întreținerea și repararea drumurilor forestiere 133.116,97, cu autorizații de mediu 1.500, cu fondul de mediu 12.201,48, cu fondul de conservare 54.711,75, cu fondul extrabugetar de drumuri 48.236,36, cheltuieli cu amortizările 245 de lei, cheltuieli cu profitul unității 40.787,35, comisiuni valorificare masă lemnoasă 25.150,57 și rămâne un rezultat financiar profit 175.035,26 lei. E adevărat, e estimat. Sperăm să nu rămână atâta. Dacă făceam un procentaj între... Bine, aici eu am făcut procentajul la final. Da? La finalul anului 2016, da, procentajul. E realizat, nu era propus. Da? Deci dacă făceam un procentaj așa, era în jur de 20%. Acum este... La estimare este de 16,56, adică între vânzarea masei lemnoase și ce profit se estimează pe acolo. Dumneavoastră sunteți în domeniul mai exact de liceul Silvic. Fond de conservare, adică ce face la pădurea? Este prevăzut, nu. Fondul de conservare este fondul special construit conform legii și care prevede, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, noi am aprobat un fond de conservare de 25%.
El se constituie un cont special, iar tot ce înseamnă lucrări de plantări, curățiri, degajări și așa mai departe, ca să ajuți pădurea să crească, numai de acolo se cheltuie, numai din contul ăla, numai din contul respectiv. În momentul în care, de exemplu, e un fel de fond de rulment. În momentul în care, de exemplu, nu ai cheltuit suma respectivă, el se reportează la un an, la altul. Dar la fel aveți și la asociația proprietarilor pădurii. Da. Da, revenim la buget, că aici am terminat cu pășunea. Noi ne-am propus, principalele lucrări pe care le-am propus anul ăsta sunt următoare. Pentru iluminatul la scutar, am prevăzut iarăși o sumă de 200.000 de lei și o să vă spun și din ce cauză. Pentru iluminatul din zona bisericii mai avem de plătit în jur de 65.000 de lei, 70.000 de lei. La pod la Zărnescu 400.000 de lei. La Prâul Dulce am prevăzut o sumă de 50.000 de lei. La drumuri comunale, la asfaltări, am prevăzut o sumă de 50.000 de lei pentru că mi s-a aprobat proiectul de asfaltare. Deci, proiectul nostru de asfaltare s-a aprobat, am primit notificarea de la AFIR. Avem termen de grație de 6 luni de zile ca să mergem să depunem documentele solicitate în original. Deja consultantul ne-a făcut adrese să pregătim toate originalele și să mergem să semnăm contractul de finanțare pentru asfaltarea celor 3 drumuri, știți care e. Vreau să vă spun că din județul Bacău 3 comune au luat proiectul ăsta, finanțarea asta, vorba de Mănăstirea Cașin și Bereștea-Zlău. Atât. Da, e foarte bine pentru Valea Cașinului, vă dați seama că, de exemplu, nu știu câte proiecturi la Cașin, la noi este valoare de 900.000 de euro proiectul nostru. Da? E vorba de 730.000 de euro care vin din partea firului, 170.000 de euro care vin din partea noastră. Ca și cofinanțare la, da, la proiect. Cred că e mai bine de, și nici măcar cofinanțare, e vorba de lucrări neeligibile, pentru că tot ce prin proiect, proiectantul îți impune obligatoriu să asfaltezi și 20 de metri din drumurile laterale. Iar firul nu le consideră eligibile cu alea. Alea spune, doamne, te plătești tu, iar eu plătesc axul principal, nu plătesc. Deci vine diferența. La reglazare la Prâul Sărățel am început un nou proiect, reglazarea Prâului Sărățel, v-am mai spus eu și acum suntem la stadiul de studii de fezabilitate, am prevăzut un 50.000 de lei. Să achiziționăm două calculatoare în primăriei cu programele aferente, 10.000 de lei. Mai avem la Punte la Apostol. La Punte la Apostol, din păcate, va trebui să mai cheltuim aproape 100.000 de lei, pentru că acolo ne-a fost prevăzut un prag de fund și nu ne încă suntem în derulare cu proiectul. Exact. Și dacă nu-l facem, ne pierdem aia 250.000 de lei. Adică dacă nu facem pragul de fund și nici nu primim avizul de funcționare de la Atelier Român. Nu primim autorizația de la Atelier Român. Deci ne-au condiționat de române, ne-au rupt, am fost în audiență la director, nu vor să ne dea drumul la autorizație. Ce facem? Consolidarea manurilor sau la ceva? Nu, prag de fund e o lucrare care e prevăzută de apele române, care se face de la vale de fund. Prag de fund ca să nu se pe apă, să nu exact. Proiectantul ne-a făcut documentația pentru asta și asta e. Ar trebui și de la cei albarul, pe o lungime de 40-50 de metri, poți niște gavioane, ceva, oroși cu... Deci acolo neapărat trebuie făcut. Însă, eu vreau să vă spun că chestiunea asta o facem ca să ne putem recupera cei 250.000 de lei, care trebuie să-i luăm de la AFIR. Plus că dacă noi plătim, dacă nu facem, că noi am putea să spunem, domnule, nu facem. Și pierdem și... Pierdem banii aia, dar ne amendează AFIR. Deci AFIR-ul ne amendează și e posibil să pierdem și alte proiecte care le semnăm cu ei. Plus deci, că nu e bine lucrarea, nu?
Deci, cam astea sunt principalele, și v-am spus, l-a iluminat pentru scutar. Am prevăzut suma de 200.000 de lei ca să-mi încapă proiectul tehnic. Acum, nu vă ascund faptul că avem o întâlnire cu cei de la București, de la EON. Deci, avem o întâlnire cu principalul manager de la București pentru lucrarea asta, practic. Adică să vină și un partener cu noi, ca să nu, una e să-ți vină un partener și să susțină și el jumătate de lucrare și alta e să o faci singur, da? Și din cauza asta am mai amânat să introducem niște sume foarte mari aici, da? Pentru că, v-am spus, acolo valoarea proiectului se ridică la 1.200.000 de lei. Noi am mai dat 100.000 de lei când am luat de la școala numărul 2 și a rămas restat acolo 200. Din 300. Nu. No, din 300 ați dat 100 acolo și 200 a rămas la școală. Deci cu ăștia 200 ar fi 300 de mii de lei care... Deci, v-am spus, noi am luat anul trecut 200 de mii de lei pentru asta, dar am cheltuit 40 și ceva de mii, parcă astăzi, nu? Astăzi, da. Așa. Deci nu s-au cheltuit toți banii, din cauza asta s-au și recuperat. Deci că găsesc imediat să vă spun exact. Știu că rămăsesești cu 100.000 de lei la școala numărul 2 cu deci, lucrările alea. Planul a fost de 200.000 de lei și s-au realizat 76.719 lei. Da. Deci din 200.000 atâta se plăce, nu s-au cheltuit toți banii. Că banii de fondul de rulment de acolo s-a reconstituit. Știți că noi am luat și s-au... Da. V-am spus, la școală am dat 155.000 de lei. Ce n-am făcut și ce ar trebui să facem și dacă sunteți dumneavoastră de acord, eu o închid cu toată bunăvoința mea, ar trebui să ne apucăm să facem să întărim fundațiile la dispensar. Adică să facem o subsidiere la fundații la dispensar. Și mă gândeam și discutam și asta a fost ideea domnului președinte cu care am discutat-o mai mult, dar din păcate am omis-o acum și e bine ce obțin că mi-am adus aminte acum. 50.000 de lei să-i punem acolo și să facem subsidierea pentru fundația. Întărirea fundațiilor la dispensar. Adică să punem să facem, să începem ceva, că prima dată trebuie să încep cu fundația, să o faci ca lumea și să o facem. După aceea să vedem acoperișul și încet, poate nu facem totodată. Deci cei 400 de mii de lei, o să luăm 50 de mii de lei, lăsăm 350 de mii la pod la Zărnescu, pentru că o să mai vină vreo rectificare ceva și o să întregim suma acolo și să lăsăm 50 de mii la dispensar. Să începem ceva așa. Mai vreau să vă aduc aminte să facem și acolo construcție pe ațaș. M-am mai discutat noi problema asta. Ca o capelă, ca pentru o casă practicală. Da, știu. O să o facem prin surse de astea, care nu asta știți. Nu prin o investiție. Prindim ceva, acum nu știi bani. Nouă, la școală, ați intrat la școală acolo cu spațiul? Încă nu ne-a dat cheia. Da? Nici n-ați mai solicitat. Am solicitat-o, dar trebuia să ideea este părintele și... Acum, dacă toți suntem la capitolul bani, un alt proiect pe care îl avem de gând să-l facem și cu care ne-am înscris noi la GAL pentru anul ăsta, pentru că începând de anul ăsta, noi putem depune un proiect la GAL, iarăși pentru finanțare, exact cum a fost puntea la Lupești, da? Suma de care am putea beneficia este în jur de 80.000 de euro. 80.000 de euro, nu e o sumă foarte mare, dar e o sumă frumușică, da? Cu care poți să faci ceva. Domnul Vici venea cu ideea dotării Cămilului Cultural. Nu e rău. Eu m-am înscris, de la mine, putere ca și primar, m-am înscris cu acolo, dar asta nu înseamnă că e bătut în cuie, știți? M-am înscris cu reabilitarea clădirii școlii din Lupești. Adică, să o transformăm, mă gândeam eu și discutasem cu doamna Iordache la un moment, când
ziceam că ar fi oportun să facem acolo o școală de meserii, poate prea mult spus, dar un centru de... Un atelier. Ca un atelier în care copiii să învețe și sculptură, și cusutul costumului popular și așa mai departe, știți? Noi cu asta suntem înscriși la gara. Iar în aia 80.000 de euro ar intra și finanțarea profesorilor sau meșterilor populari care vor să le arate copiilor, păi și alte cheltuieli, deci nu numai ele. Dar ar fi reabilitarea școlii, în sensul că să se izoleze, să se pună centrală, să se facă toaletă și așa mai departe. Deci sunt multe cheltuieli care să se facă o școală. Acum, e foarte adevărat că mai trebuie și altele. Noi, inițial, am zis că ne înscriem cu un proiect de genul punții de la Lupești, să încercăm să facem o punte la Moravo sau la Tudorache, mai departe, da? Din 80.000, mai punem noi 20.000 și facem iarăși, noi facem o punte. Sau faceți pietonală, nu cu... Pietonală. Însă, toate proiectele astea le-am trimis la Minister pentru Finanțare prin PNDL. Dacă tot aveam proiectele făcute, o să vedeți că, dar de fapt ați văzut la ordine de zi, că le-am introdus ca să le aprobăm ăsta și mă gândesc că ar fi bine să rămână pe Minister și să semnăm contractul cu Ministerul și să... Dar el vor avea prioritate la finanțare pe Minister, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, școlile și alimentările cu apă. Pentru că suntem în situații de infringement cu Uniunea Europeană. Deci astea vor fi prioritate. Deci posibil ca punțele și minunile astea să fie lăsate pe un alt termen. Am înțeles de la domnul Dragnea și de la primul ministru că o să țină cont de proiectele începute și pentru finalizare mai finanțează, mai dă niște bani. V-am spus, prioritare, în cine spunea doamna ministru la întâlnire, a spus clar, prioritare sunt școlile care n-au autorizații, n-au avizii de funcționare și alimentările cu apă care nu sunt definitivate și care, pentru care s-a intrat în situații de infringement. Da, nu știu cât din mult a contat, să știți, cât toți au luat finanțări. Să știți că în perioada PSD-ului au luat alții finanțări poate mai mult ca noi. Da, în fine, astea s-au discuțit. Da. Deci cam astea sunt propunerile noastre de vis-a-vis de începutul anului financiar 2017. Acum toată am înțeles, rămâne valabil cu construcția aia acolo pe Ațaș, că tot am... Deocamdată altă construcție... N-am înțeles nimic. Altă construcție nu mai începe. Deci altă construcție nu mai începem acum. Noastră, luați-vă spațiul ăla, amenajați-l, cum ați vrut. Probabil că o să începem anul ăsta, să turnăm o fundație, să... Nu o să începem fulminant, dar o să începem să facem ceva acolo. Uite, începem în seamăn și continuăm, dar o fundație, să o vedem anul ăsta, da? Haideți să vedem, pentru că sunt multe lucruri începute și nu vreau să le încep așa, juridic. Am primit documentele, să vedem ce o să iei, să mai trebuie și să vedem. Am învățănit, cred că bine și am învățănit, cred că sunt terminat. Să nu credeți dumneavoastră că nu sunt... Păi, nu cred că domnul Mihu nu are temeie în ceea ce spune. Într-adevăr, trebuie într-o casă, într-o toală sau ce spune dânsul. Dar după capul meu, așa bătrân cum e el, aș considera că mai prioritatea ar fi casa de alături. Dacă ziceți că o putem dobândi să fie a comunii, deci lângă dispensar, să se facă o creșă, să se facă o grădiniță cu program prelungit. Sunt atâtea mămici care pur și simplu nu au ce să fac copiii. Da. Este necesară și o casă mărătoare, nimic dispus. Dar întâi să ne apăsăm, da, să luăm priorități. E vorba de Lupești, care e într-adevăr, își fac anumite activități locale și au nevoie acolo. Am înțeles. Dar consider că priorități ar fi mult mai mari. Noi nu mai renunțăm mari. Și nu vom renunța niciodată la ideea recuperării a ceea ce înseamnă domeniul public al comunii Vâsnea. Da, sub nicio formă. Da? Deci dacă jucăria s-a pierdut în 2001 iremediabil și nu mai avem ce să ne facem acolo, există hotărâri judecătorească.
Dacă s-a pierdut suprafața din fața dispensarului în 1998, așa. Nu, nu, credeți-mă că sunt lucruri pe care nu ne mai pot face. Da? Sau dacă s-a pierdut suprafața de 40 de hectare la Buziș în 1995, sunt lucruri pe care nu le mai poți face. Deci vă dați seama că sunt niște, în primul rând, sunt acte juridice, sunt acte care stau în picioare. E foarte greu ca să te mai apuci să... Dar la chestiunea asta cu dispensarul, cu spațiile de jos, deci am mai rămas un spațiu de recuperat de aici, de la bloc, în Doina. Chiar și acolo. Noi, o farmacie, ca oamenii, nu avem. Stă înghesuit acolo la vieții oamenii, cei acasă, cum este și câte lucruri ar trebui și sunt necesare pentru comunitatea noastră. Deci noi nu renunțăm la chestiunea asta. După capul meu, eu așa zic, ca o societate, să meargă bine, trebuie să fie sănătoasă, în primul rând, să fie distupată la minte și să fie bine păzită. La noi toate astea trei, Dumnezeu cu milă. Da. Altceva. Da. Se pune la vot pentru aprobarea bugetului, cine este pentru? Împotrivă. Trecem la punctul 3. Aprobarea listei de investiții pentru anul 2017. Da. Păi, lista de investiții a fost trecută, mai puțin chestiunea cu dispensarul, să o trecem și pe asta prin mandat. Deci vă spuneam, iluminatul la Scutarul, iluminatul pe strada Bisericii, podul la Zărnescu, punerea Părâul Dulce, lucrarea Părâul Dulce, plus regularizarea, noua regularizare, proiectul de modernizare de drumuri comunale, cele două calculatoare plus programele aferente și cam atât. Plus dacă mai aveți propuneri pentru investiții pentru 2017. Și a preț, acolo pus o punte profesorului, dacă se poate parla din bărnii ceva. Că acolo, să vă dau un exemplu, astă toamnă erau solicitați cetățenii să meargă la marcat. Vă spun sincer, treceau cu cizme cu șoldă, înțelegeți? Și unii ocoleau tocmai pe pot la Bălăceană și urca peste deal ca să meargă. Deci... Haideți să ne referim strict la lista de investiții. Tot eu. Aș dori să țină cont în mod obligatoriu de ca în fondurile astea pe anul 2017 să se includă și drumul intercomunal, adică de la drumul de 115 până la Gura Lacă. Să facă un proiect, să facă ceva și să treacă drumul din administrația silvică în administrația primăriei. Pentru ăsta ar fi primul pas. Spun lucrul ăsta și-l repet de atâta timp. Este inadmisibil. Trec cu camioane de 50 de tone. Fac niște găuri de te ascunzi în gaură aia. Nu se poate. Da. Trebuie lărgit, trebuie... Și nu-i neapărat asfalt, domnul primar. Ei avem cariera asta de piatră, adusă piatră concrasată, pusă compactată, pus pundici pe el și sănătate. Și tot ce luăm din... Dacă ar fi să luăm din carieră, ar trebui să plătim. Și ce e așa de scump? Nu știu, n-am... Nici n-am... Și acolo știți cum iese. Ar trebui... Că eu acolo rămâi fără cauciuc rând acolo. Da, rămân fără cauciuc, dar nu rămân fără mașină de tot. Am terminat mașina. Articulațiile? Am terminat mașina. Șăraie, trâmpă, de cât derupi pământul. Nu știu, nu se poate. Nu știu, 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 nu știu. Dar materialul care îl aduce să-i pare bolovan cu capul, ce dracu? Nu, e vorba de materialul care îl aduce special pentru... care ăsta care îl procură bolovan e altceva. Dar cu pământ al materialului, este rugămintea a tuturor de acolo. Vorba aceea, s-a făcut acolo un sat de vreo 27 de case. E un sat, între ei. Da. Da. Alte propuneri. Bun. Atunci punem la vot lista. Cine este pentru? Împotriva? Trecem la punctul 4, luarea de seamă privind activitatea SECE de domeniu public și privat. Cine ținea ca și în poate.
Domnul Soare. Și încrășteat material antiderapant pe drumul comunal. A fost transportat și încrășteat material antiderapant pe următoarele drumuri. Multi sadu pești, zona de Țărâș, Corboieri, Ierăi, Băcărești, Duhu, Teșulă, Prisacă, Ulța Cimitirului, Ulța de Dârbăcești, Bolocan, Păzănești. Încărcat cu cutii cu antiderapant, sadu pești, zona de Ciorpa, dezăpezire, conform raport anexat. Închirie, staff 11 ori. Folia Doru, Zărnescu Ioan, Oprea Neculai. Dezăpezire s-a realizat în data de 18.3.2016 și 19.3.2016. Total ore dezăpezire, TAF 10 ore, total ore dezăpezire autobasculantă 8 ore, total ore marș, TAF 2 ore, total ore marș autobasculantă 2 ore. Total ore lucrate efectiv 22 de ore. Februarie 2016, transport balast zona Ioniță, excavat balast de pe malul râului Caș în zona Munteanului Pești, încărcat balast în autobasculantă, transport balast. Manevra de tractare autobasculante cu taful, a rămas în podmolit în așa, descărcare balast în zona Ioniță, transport balast zona Biserică Stil Vechi, Jitea Manoară. Escavat balast pe malul râului Caș în zona Munteanului Pești, încărcat balast în autobasculantă, transport balast, încărcat balast, descărcat balast din 3 în 3 metri. Transport balast zona Ionaș, descărcat balast din zona, în zona necesară plombării, escavat balast pe malul râului Caș în zona Munteanului Pești, încărcat balast în autobasculantă, transport balast. Transport balast zona Chelar, descărcat balast în zona plombării, escavat balast de pe malul râului Caș în zona Munteanului Pești, descărcat balast încărcat balast în autobasculantă, transport balast. 5. Transport balast în zona Geana Neculai Dima Cătălin. Transport balast în zona necesară plombării, escavat balast de pe râul Caș în zona Munteanului Pești, descărcat balast încărcat balast în autobasculantă, transport balast. Situația asta pe anul trecut până în 2016 a fost prezentată de domnul Da. Aș ruga pe toți cei care sunt prezenți aici să sărim exact la perioada care sunteți dumneavoastră la conducere acolo și să nu... Dacă sunt prezentați... Dacă sunt și noi atunci și ceilalți. Da, și e mărumire. Da. Este prea mult la activitate de astăzi. Nu. Păi, vedem de cartă. Dar tot aceeași rămâne, nu este mai mult. Deci, dacă domnul Bucur nu prezenta situația și nu știu dacă el are o să mai Da, pentru primărie, se exploata materialele nus și transportat în zona amenajată. Amenajarea apă cașă în zona morală. S-a realizat trecătoare prin apă cașă din zona menționată pe malul stâng și drept cu ajutorul de excavatorilor. Așezat punte zona Gâtui. S-a așezat pe poziție puntea PSR-ul Haroș din zona Gâtui. Împins moluz zona Bălăcean. S-a acționat cu taful pentru încreșterea și pentru împingerea și creșterea moluzului aflat pe partea stângă a drumului platformei bun. Lucrări efectuate pe albia râului Sărățel. S-a deplasat bulescovatorul în zona râului Sărățel pentru efectuarea lucrării de eliberare a albii râului Sărățel. Deformatare punte nouă Lupești. S-a deplasat taful în zona punte nouă Lupești pentru deformatarea ei. Amenajare drum punte nouă Lupești. S-a deplasat taful în zona punte nouă Lupești pentru amenajarea drumului în zona Cerului. În zona Crețu.
S-a deplasat cu excavator în zona punțelul Pești pentru amenajarea drumului. Amenajare cu balast drumul prin sacul funal Vasileac. S-a deplasat autovascula de tăpcate cu balast. A fost oprășită balast din 3 metri cu platforma drumului. Cu ajutorul de excavator s-a amenajat platforma drumului cu balast. Lucrări efectuate pot Ghioene. S-a deplasat cu doi scovatori în zona podului Ghioene, a așezat profile peste râul Ghioene. Cu ajutorul lui am așezat dalele peste, peste profil. Am amenajat rampe de acces capetele podului cu ajutorul cu doi scovatori. Pod material, lemnos, scutar, pod melania, scutar, sector. S-a deplasat autovasculanta în zona scutarul. Cu ajutorul unui excavator am încărcat materiale lemnos și s-a transportat în zona podului de la Melan. Cu ajutorul... Deci voi ați făcut așa, podul, când este perioada care nu mai... Da, da, podul la Melan. S-a făcut podul la Melan, ați făcut... De la Chioena. Ați refăcut podul ăla de la Chioena, dar a luat pe tubul care e așa. Ce lucrări mai importante mai avem? Aduți aminte. Da, am făcut poțiunea care s-a surpat. Cam atât. În septembrie și octombrie și noiembrie. Astea au fost... Amenajat drum în zona Clichici, zone mai mărunte, așa. Deci... Lucrăm acolo mea la neamă. De asta l-ați semnat balastul. Da, da. Așa. Bun, și ce ați mai făcut voi? Nu știu, ați avut zăbezenia în 2016? Nu, n-am avut zăbezenia în 2016, am în 2017. Chirii? Da. Chirii, cât e chirii? Da. În chirie cu doi stava în luna octombrie. Septembrie sau un pic în luna septembrie. Ca și ori. Nu, dar ați spus că erau vorba de 11 chirii și a... Da. În octombrie am avut închiriere utilaj multul excavatorii 8, TAF 20, autovasculantă 3. 8 cazuri? 8 ori. 8 ori. Da. Așa. Și? Nu am o situație. În octombrie am avut un excavator 7 ori, TAF 43 de ori, autovasculantă 3 ori. Și TAF-ul 43? 43 de ori, da. În octombrie. Nu, noiembrie, pardon. Decembrie. Și în decembrie... Chirii, care este? Chirii, utilaje, TAF 14 ori, autovasculantă 0 ori, bulb de excavator 2 ori. Mai mult. În zona asta, în perioada asta, au fost foarte multe atafuri. Chirii, pentru populație. Am văzut că folosești foarte mult cuvântul, s-a deplasat. Iei bani pe deplasare sau numai pentru execuție? Nu, deci, între cheltuielile... Între cel timpul cât se deplasează, deci cronometrezi totul. Da, da. Da? Și deplasarea. Și în cazul cheltuielilor, la populație, tot la fel. Prețul de 70 de lei la oră. Deci, de intrat la ceas când au plecat, îi pui și timpul cât a parcurs până acolo, nu? Da. Și deplasat la prietul? Da, da. Bineînțeles, ora n-ai cum să poți. Deci, cum ora de funcționare? Ora de funcționare include și perioada deplasării. De ora de funcționare, de exemplu... Dar presumească mai multe persoane, dacă ia capul, de exemplu. Dar să mai mulți acolo și pentru lucrările pune pe bază. De 70 de la ora de moment, dacă ne pune la sectorul, nu-i până să-l face. E normal, că e normal. Și eu vreau să vă mai întreb, de unde luați dumneavoastră palastrul ăla de calitate care îl puneți pe drumul pământ cu răgării, cu rădăcini? De unde îl luați? Îl aveți special undeva? Nu, nu, am... Eu mi-am amins că așa fac un fel de priză, că dacă îl pun simplu, de exemplu cum e sortul... Să ia așa fel de băcerile când plouă, nu? De asta, nu? Ca să îndece, nu? Între el. Nu, să ia așa fel de coc, așa. E... E întrebarea de băcerile. Știți ce se întâmplă?
Aluvionile, acum, în ultimul timp, n-au mai fost, nu s-a mai adus, dar a trebuit să fiți și voi un pic atenți când încărcați cu voastră. Păi da, exclus pietroaiele mari, selectați de acolo cât se poate. Dar nu, nici n-ai să selectați, nu poți să umpli în cuva excavator, nu știți? Dar, da, ce știu eu, este că voi umblați cu 3-4 oameni după voi, nu? Nu adunați un pic piatra de pe drumul? Da! Ziua, de obicei, deci ce e piatra mare? Nu o strângeți? Da, o strângeți piatra, ce mare strângeți piatra. Nu. O mai strângeți, da. Hai să vă spun că am la stație de pe toate. Ce se întâmplă? Acolo spală. Deci au, voi spunea bavare, trebuie sorturi, trece, vine apă, curge, site, se filtrează. După rău, după rău, ce rău? Pe care o fac cu un estomator, nu fac lopata ca să aleg. Da, mai urmărești noi un depozit din astea care se formează și de acolo. Da, mai bine, hai să vă mutați în altă parte, unde e mai bună, așa, mai, nu? Să aflați în același loc până... Oricum, am ales tot ce mai bun, la altul, eu la întâmplare. Da, chiar e bun și așa, bine că totuși puneți. Mai avem toate așa, Eu, întrebarea era care este prețul pe oră, da? 70 de lei. 70 de lei. În momentul când plătești la sediul DBP-ului sector, când se întoarce? Cu TVA. Da. Plus TVA inclus. Cu tot copiii la... Ideea era așa, pentru că la societatea la care lucrăm noi, noi închidem des macarane. Ei, și la noi la fel, se plătește, nu știu, 2 milioane lei pe oră, sau nu știu cât le plătește. 200 de lei. Da, și la noi la fel se taxează deplasarea de la garaj. Ei, dar pe deplasare nu ne mai ia tot 2 milioane. Oricum, dar vă ia 2 milioane pe lucru. Da, e macarane. Nu o să găsiți sub 100 de lei, nu o să găsiți un buldor. O să mergeți la orice societate pe dumneavoastră și o să vedeți că chiar și un buldor excavator sub 100 de lei pe oră are funcționare, indiferent cum este. Cu deplasare, fără deplasare, nu găsiți. Deci noi am lăsat la 70 de lei, așa ca să ne putem... Pentru cetățenii noștri. Exact. Noi n-am luat utilajele să le trimitem prin altă parte. Că nu urmărim să facem o... Nu reușim să facem o afacere din asta și nici nu ne interesează. Din cauza asta, utilajele astea au un pic și fac 10 ani de zile. Și dacă o să vă uitați la ele, să vedeți că arată destul de bine. Și să le avem cât mai mult. Asta e interesul. Da? Nu, că nu reușesc să fac o afacere din asta. Nu, dar chiar în planul de investiție n-ar fi trebuit să luăm și un autograder. Eu zic că aș fi fost mai bine. Da, și că da, și nu în autograder. Nu în autograder, însă. Da, ce că se face planul ăsta și... Haideți să rămânem la nivelul ăsta, pentru că și întrețerea lor este foarte greu de gestionat. Cât a fost devizul la reparații la excavator? 80 milioane. Nu, e Câte ore trebuie să lucrezi? Hai să nu-și dăm acum, noi vrem și întreții, da? Păi, corect. Nu, dar mă gândeam că altfel facem un lucru la un 1000 de lei împărțit la 70 de lei. Oare, mă, da, sunt de ore. Fără motorim. Da, haideți să vă. Se va verificare tehnică la 2 ani și la utilajele astea? Bineînțeles, da? Au schimb de ulei, au schimb de ulei, sau... Nu, dar vreau zic, autorizația așa de lucru. Domnul Mihu se referă exact cum e TP-ul la Și împotriva, trecem la următorul. Dar cu acordul dumneavoastră, domnul Soare poate să își preia activitatea la SCC domeniul public și privat, sau dacă vrea să participe în continuare, să selecteze bolovanii, bolovanii și... Da. Deci haideți să... Mulțumim, domnul Soare. George, nu, lăsați să plece. O să dau citire bugetului lui.
Așa e. Deci, mai stai ce. Estimarea bugetară pentru el este 197.400 de lei. Cu tot cu din care cheltuiel total. Eu cu bunuri și servicii, deci are... Ba da, dar nu sunt. Are... Și aprobarea bugetului. Da, da, da. Și are așa. Pentru bunuri și servicii, 88.09. Impozite și taxe, 0. Cheltuie cu personalul, 113.770. Aici, cea mai mare parte a cheltuielor sunt pentru personal, combustibil și astea, și reparații, ce mai au ei. Așa. Restul, 0.0.0.0. 5. Personal prognozat 5, 5 numărul de salariat, plus restante 0, creanțe 0. Deci el se ridică la 197.400 de lei bugetul pe anul ăsta, cu cheltuielile pe care le-am spus. Da. Totuși susțin că poate anul o să nu, dar la anul poate totuși putem să luăm un autovredere. Că altfel ați fi credeți că dacă am asfaltat peste tot, ar fi ori. Ținta ar fi asta. Da, deci de ce vreau cu un autovredere la buget de 197.400 de lei. S-a aprobat unanimitate, punctul 5, dar noi am mai hotărât odată numai... Asta cu 317, da. 317, 73 am mai hotărât odată. Doar dacă nu mi-i răzgândim. Nu, nu-i vorba de asta. Nu s-a făcut hotărârea. La momentul respectiv au fost foarte multe hotărâri cu ADIS-ul. Și asta a fost omisă. Și, practic, dacă n-a ajuns hotărârea la ADIS, da, deci eu am solicitat hotărârea privind decontrolarea către ADIS Bacău către compania Rompres de sala tarif unic de 317,73 RON per tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban. Municipale din mediul urban. Ceea ce mi se pare anormal că eu în mediul rural trebuie să aprob o chestie pentru mediul urban. Da, dar noi facem parte și trebuie să hotărâm pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Da, da. La punctul 10. Sunt... materialele sunt destul de multișoare aici. Da, ce fiți proiectul de hotărâre sau hotărârea, domnul? Deci se aprobă de contare de către ADIS Bacău, către SECE, compania Romprest, la tarif unic de 317,73 lei tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Asta, la asta se referă, da. Practic. Iar aici e o adevărată minunie. Bun, cine este pentru această lume? Împotriva? Mă abțin. Mulțu bătare se abțin. Trecem la punctul 6, atunci. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea construire punte pietonală în satele Mănăstirea Cașin și Târgulești, peste râul Cașin, în punctul Moraru, comuna Mănăstirea Cașin. Dacă îmi permiteți, aș lua 6, 7, 8. La un loc. Deci, e vorba de... Da. Da. Din punctul nostru de vedere, nu, eu oricum o să fac referire la fiecare vis-a-vis de fiecare în parte. Că da. Sunt punți pietonale, deci punte și punctul Anilene. În momentul în care am dat comandă pentru proiectul de la puntea de la Lupești, puntea de la Apostol, era clar că dacă dau comandă la pachet, mă ajunge un preț mai puțin la proiectare și așa a și fost.
Și am făcut și celelalte trei punți, care zic, doamne, haide, termin odată cu punțele, în fiecare an, iar fiecare vine să cere o sumă. Acum s-a evit posibilitatea finanțării prin Program Național de Dezvoltare Locală. Și neavându-le trecute de la ședința trecută, le-am trimis totuși la București, le-am făcut anexele tot și urmează să transmitem și hotărârile Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economice. Și acum o iau așa, pe rând, vin pe apă la deal, cum ar veni. Construire pute pe tonală între satele Mănăstirea Cașin și Porculești, între, peste râul Cașin, la punctul Morar, da? Și toată lumea știe despre ea, știe cât probleme ne-a făcut. Puntea respectivă, că am pus-o din, numai eu știu de câte ori am pus-o la, pe poziție și așa. Ca și istoric, acolo a fost odată o punte destul de... Sau un pot. Da. Și care în 72 a fost distrus, nu? Da. Devizul general actualizat, valoarea totală a investiției 466.430, din care TVA 74.138. Deci, se împarte așa, 428.000 de lei de la bugetul de stat, 38.380 de la bugetul local. După actualizare, suma asta o să mai crească, o să vină cu salarii, cu, nu știu, proiectantul când bagă, când o să fac nou deviz general, o să mai crească. Dar acum, el așa rezultă din devizul general actualizat la data de... Principalele indicatori tehnico-economici. 21,10 metri deschiderea formată dintr-o singură deschidere de 24 de metri cu două grinzi din beton armat. Deci va fi o singură deschidere. Lățimea între parapeți 2,2 metri, clasa de încărcare 600 de decanewton pe metru pătrat, două culei masive din beton, fundații de beton. Cam așa arată. Celelalte, da, și celelalte sunt tot la fel, același... Deci, câte picioare prevede asta? Niciun picioare. Vor fi cu patru de 24 de metri lungime. Este grindă, de 24. Deci o culeie pe un mal și o culeie pe un mal. Și am trebuit un picior în partea exaltă, că acolo e la nivelul... Culeie de capăt, așa. Deci nu mai trebuie pilă la mijloc, da? Culeie pe un capăt, și un capăt în patela. Pe un capăt. Ea are 24 de metri de schimb. Proiectantul, nu, 24 metri. Scurtă tare. Aia la prima viitură e plecat. Cam puțin o... Vă dați seama că apa la Viorel, acolo avea un metru în cas. La Morar, pe acolo, într-adevăr, ies mult... Acolo știți ce se întâmplă? Acolo trebuie apărat malul stâng, cum mergem la deal, de la ăsta, de la Neamastică Fântul, la Necostică, acolo. Acolo trebuie un pic de supraînălțare. Din cauza asta se duce apa acolo, pentru că nu are niciun pic de apărare. Ca un... Și acolo, dar stânga nu abate, că nu-i curb, acolo abate în morul pătrânțului. Da. E debitul mare, e debitul foarte mare. Și a mai fost gardul, acolo 24 de metri. Rămâne deschizătura acestui, rămâne 20 de metri, 22 de metri. Calculate debitele, să știți, prima dată să ia, ca să fac proiectarea, iar debitele în scurie și calculează. Prima viitură a plecat, cu siguranță. Nu. Dacă s-ar pune un picior la, în capătul ăsta și să o mai lungească bara 7-8 metri, 10 metri. Nu știu, o să vedem atunci când vine la... Același lucru și dincolo la Morar. Păi dacă ce e? Morar e vorba. La Tudorache. La Tudorache. Acolo vă dați seama, acolo... Parcă acolo mai mare, mai mare deschidere. Da, v-am spus, să vedem la momentul respectiv. Deocamdată propunerea asta este, să vedem ce... Vine în vântoare de acolo, la fost cu baraj? La Tudorache. La 24. Tudorache. Da, tot o deschidere 24 de metri cu două grinzi din beton armat, două culei. Dar aici valoare devizului general actualizat este 505.413, din care devea 80.275, iar suma se compune din 465.791 de la bugetul de stat, 39.622 de la bugetul local. Iar cea de la Ailenei.
674.144, din care TVA 102.607, suma se compune din 629.581 de la bugetul de stat și 44.563 de la bugetul local. Asta are mai mult, 36,2, formată din 3 deschideri, 10 plus 16 plus 10. Adică la Lutești. Da. Da. Hai la Lutești, mai la Melu. La Elenie o faceți mai mare, nu? Puntea, 36 metri, nu? Da. Da. Aici, aici și configurația terenului i-a dat proiectantului ridicări din plan, pentru că bănuiesc că aici e din planea mai plată. Eu nu pot să comentez ce spune un proiectant, că nu sunt de specialitate. El, ceea ce face, el răspunde. Trebuie să dea garanție. Absolut. Al mai întreabă și răspunde. El își asumă, răspunde, că și proiectant, cine sunt eu ca să contrazic un proiectant? Dar garanție nu e aici, unde sunt, aici în Bărbădești? Da, da, acolo. Era cumva acolo. A fost și acolo, pot, da. Deci asta e mai mare. Două pile de lamelare din beton armat și atât. Deci astea sunt principalele. Deci spuneți că o să-i atrag atenția proiectantului, că astea două sunt cam scurte, nu? La 24 de luni. Și la Tudorache. Pară 10 metri, exact la asta, dacă nu uite 10 metri acolo, se duce până în urmă uite. O să pară la 3-4 metri, nu țin. Păi aici în înălțimea de asta l-ați văzut cu la Tudorache e un pic e cea mai scumpă și tot pe 24 de metri. Probabil diferența a venit că ea este se ridică înălțată. La Tudorache trebuie să iasă la nivelul barajului acolo, direct da. La nivelul barajului. Altfel o să eu cu siguranță o să spun exact. Probabil că e lungimea normal, că este peste apă, dar mai bine trebuie să-i facă căderea aia. Nu, noi vorbim de grind. Noi am vorbit de deschidere între culei, grind. Cu urmă, cu alea, cu tot, cred că ies 30-40 metri, cred că. Bun, deci haideți să spuneți pe aprobare indicatorii pentru toate cele trei. Deci pentru cine este pentru? Domnul Ciobotaru cu amendamentul cu trebuie să fac eu un proiect. Atenționare, o punct de vedere. Punctul 9. Trecem la punctul 9. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017. Da. La punctul 9. Astea vor fi gata anul ăsta, domnul Pernescu. O să știi, deocamdată anul ăsta terminăm podul Lăzărnescu, sigur. Sper să terminăm electrificarea la Sfântaru. Ce spuneți, vă referiți la toate punții? Nu, nu cred, nu pot să cred. Acum să vin așa o... Ați văzut? Abia le trimitim pentru finanțare, domnul. Deci noi acum trimitem la guvern să dă hotărâri de guvern pentru obiectivele finanțate, mergem, semnăm contractul la guvern și abia după aia venim cu tehnologie. 2018, 2019, 2020, mai la vară, guvernul care ești. Hai să fim primul optimiști, nu e așa pesimist. Să lucrăm, ați văzut și cea de la Lupești. Dacă o luăm teoretic, nici acum nu avem autorizații. Deci vorbim la subiectul. La programul anual al achizițiilor publice avem următoarele lucrări pe care le avem în intenție. Achiziții de lucrări pentru sursa de apă la alimentare cu apă. Achiziții de servicii de proiectare tot pentru sursa de apă. Achiziții de proiectare pentru investiții de modernizare, dezvoltare a infrastructurii școlii numărul 1. Achiziții de proiectare, investiții, modernizare și dezvoltare infrastructurii la lucrări. Achiziții de proiectare pentru modernizare drumuri comunale. Deci tot proiectare. Achiziții de lucrări, e posibil să începem anul ăsta, modernizare drumuri comunale.
construire punte pietonale și la lucrări în continuare la Puntea Apostu, achiziții de lucrări, electrificare, extindere rețea electrică pentru satul Scutaru, achiziții, servicii, lucrări, construire punte pietonale și auto în satul Părvulești, punctul Tudorache, achiziții, servicii de lucrări, construire punte pietonale și auto la punctul Moravu, achiziții pentru lucrări la construire punte a Ilenei, achiziții lucrări pentru construcție pod la Zărnescu, achiziții servicii de proiectare, regularizare pârâu Sărățel, achiziții servicii de lucrări, regularizare pârâu Sărățel, nu știu dacă se va ajunge anul ăsta, dar mă rog, s-o avem trecut în program. Achiziții, servicii, lucrări, extindere, rețea de joasă tensiune PT4 care se lucrează, construire punte pietonale la, pragul de fund la Apostu, execuție lucrări pentru modernizare, drum de interes local Părâul Dulce, este lucrare în continuare, lucrări de consolidare, restaurare și pune în valoare ansamblul fosta Mănăstirea Cașin în vederea introducerii în circuitul turistic, servicii de consultanță, vederea achizițiilor publice, reabilitare, dispensar, servicii de proiectare, alte lucrări diferite, proiecte, ce mai avem. Ce o să mai fi pe parcurs. Deci cam astea sunt lucrările vizate. Noi vedeți că și proiectări, la proiectare ne referim la, SF, doar la... Doar la Cărău Sărăția, acolo, restul PTH-ul. Domnul, nu am auzit, ne propunem ceva și în canalizare? Deocamdată nu. Canalizarea rămâne pe programul de investiții de la ADIN. Știți cum a fost trecut acolo pe măsura prioritară și o să începem cu schimbarea să înceapă. Ideea este că dacă tot modernizăm drumurile astea comunale și așa, n-ar fi fost mai bine să rezolvăm apa, canalizarea? Ar fi fost ideal, ar fi fost. Numai că... Le facem frumoase după aia, iar în regiuni... Domnul președinte, vedeți ce se întâmplă. Oamenii s-au săturat de așteptat, da? Că până acum așa spuneam, băi, terminăm toate lucrurile, nu merg chiar așa cum ne închipuim. Mi-a zis pe lucrurile, da? Și ce se întâmplă? Da, cum spuneți? O să se asfalteze și o să vină și să taie o bucată din ea. Taie o bucată, o face pe loc și așa mai departe. Asta e. Bine, dar vreau să mă iasă cu toți. Dar trebuie și un front de lucru, oamenii aia nu trebuie să mai mânc eu. Asta e treaba, da, așa e. Dacă a fost un loc... Să supunem la vot, lista cine este pentru... Bun. Trecem la punctul 10, la diverse. Discuții libere. Cine se înscrie? Doar că... Cine a fost? Da, haideți ca să vă spun... Înainte de a, intra la teren, știți că duminică seara, în timp ce în loc incendiul ăla, la familia ta comit, la... destul de periculos. Oricum azi destul de, serios și mai ales pentru faptul că sub asbest era șendrilă și vă dați seama când a intrat în, șendrilă. Pericolul a fost că alături era familia Mihulesei, Neghița Mihulesei, care sunt foarte apropiați de casă, dar în intervenția vecinilor au sărit și practic ei au salvat ca să nu se extindă, că și Negu, și Amiculezii, toți se spună în gal acolo. Din fericire, dacă pot spune așa, nu știu dacă pot spune din fericire, familii s-au alimentat doar la familia Dragomir. Acum, ieri au venit în coace să încercăm să-i ajutăm cu ceva, practic, din bani nu avem cum, rămâne posibilitatea ajutorului cu niște materiale noase. Numai că, din câte știu eu, brad foarte bun, nu mai avem foarte bun. Brad bun pentru cherestea, nu mai este, da?
măcar niște plopi să-i dăm, să-i dăm ceva, să-l ajutăm pe om, sau nu știu. Dăm niște plopi să facem un schimb cu cineva și să-i dăm, să găsim o posibilitate, dar niște material, măcar vreo 10 metri cu material să-l ajutăm ca să facem. Domnule, dar bani nu avem fonduri astea? Deci noi bani puteam uza doar în momentul în care strângeam o taxă. Odată strângeam o taxă de 4 lei pe fiecare într-un cont special și de acolo uzam de bani. În schimb, mi se pare că n-am mai avut voie să mai strângem taxa respectivă. Trebuie asigurat. Nici asigurare nu are. Are, dar are clasică, fără incendiu. Cum? Dar are clasică, nu e de 20 de euro? Ai făcut doar pentru cutremur, dezastru natural și așa. Da, și de aceea o să vă rog să fiți de acord ca să-i ajutăm cu cantitatea de 10 metri cubi de material. De care eu o fi, în general, de construcție. Da, mulțumesc. Da. Vreau să vă mai aduc la cunoștință faptul că domnul Ghețu, consilierul nostru, și-a depus iar demisia motivat de faptul că pleacă în Finlanda pentru o perioadă de 5 luni de zile. Eu nu-ți cred că astăzi o să plece, așa spunea ieri, și a venit și mi-a spus, doamne, nu mai pot să mai stau. Da. Fiecare cu problemele personale și-a depus demisia și o să urmeze următorul pedic. Dar, bineînțeles, că la următoarea ședință o să completăm lista consiliului. Vă primiți un vot de la PNL? Da, bună întrebare, să știți. O să vă mai gândesc, domnul Mihai, să văd dacă ne dă voie legea. Nu mai mult decât efectivul, ci trebuie. Bine. Eu atât. Haideți să mă scrieți-vă la cine are problema. Haideți să mă scrieți. Da. Haideți. Nu, să spuneți. Să spuneți. Da. Hai să iau cronologic. Ședința din luna februarie la sfârșitul lunii. Venisem să discutasem de înființarea unei comisii a Consiliului Local în ceea ce privește inventarierea materialului vernos de acolo unde am avut parchetul. S-a făcut o comisie, în sfârșit s-a mers de două ori sau de trei ori? De două ori, mai e încă de făcut inventarul. În sfârșit, aș fi vrut să vă spun, eu am stat de vorbă în perioada când dumneavoastră ați fost în ședință cu niște specialiști în domeniul de silvicultură și omul îi spune așa. Dumnezeu, dacă APV-ul a avut 1327 de metri cub, s-a exploatat 982, rămânând 345 de metri cub. De aici, 36 de metri cub sunt creangă și vârfuri, care astea nu pot fi măsurate la cubă, și 13 metri cub este coajă, văzut pe APV. Deci, și prevede APV-ul. Ar rămâne 296 de metri cub. Tot niște specialiști din silvicultură, poate să ne spună care sunt pierderi de exploatare. Sunt anumite pierderi, vin debitat. Vreau să vă spun că materialul a fost așa de gros, din cât tapa aia trebuia să o faci, ție între mâna până la cot să ajungi la jumătate, ca să poți să-l dobori. Am avut și de acolo anumite pierderi din materialul gros. O secundă. Ați fost în pădure? Am fost și în pădure, da. Când? Am fost în perioada exploatării. Da. Am fost, nu știu de ce. Nu, a spus dumneavoastră că e materialul foarte gros. Este materialul, trebuie să vedeți și aici, este peste 50 de arbori. Domnul, 7-8-10 arbori de aici. Domnul, dar sunt materiale peste 50 de arbori. Materialul, într-adevăr, a fost despre un... Da, haideți să vă spun. Deci discutăm... N-au fost buncăi de 2 metri de arbori. Nu, dar să vede aici, să vede înălțimii, să vede grosimii, aici doar nu discutăm pe ei. Corect. Deci cu calcul, diametru care este, se poate calcula. Și pierde de exploatare, ce spune legea? Păi nu, cât? Poate să fie 5 metri, 10 metri, 5%, 10%. Ce s-a numit de la 10%? Noi facem și transport. 10%.
Poftim? Ce să admite la funcție? Până la 10 la 10. Până la 10 la 10. Și mai vizit local să aprobăm noi. Nu, discut ca o idee. Da. Acum, am văzut în APV, cum spune domnul Ciubătaru, sunt 133 de arbori care au împreună 99,9 metri cubi. Deci 100 de metri cubi. Ceea ce ar deduce că ar avea un diametru mediu de 0,75. Deci copacul ăla nu are niciun metru cub. Acum, întrebarea este, trebuie văzut, fiecare copac are fișa lui și trebuie văzut. Care este specia, care este lățimea, care este grosimea, care sunt pierderile, cât că acolo la ce... Asta nu e treaba să fie specialiștilor de la agricultură. Am vrut să vă spun dumneavoastră că sunteți poți, doi din membrii comisiei. Deci aici am vrut să aduc... Păi ce ce dumneavoastră? Nu interesează înălțimea, grosimea, felul arborului. Nu interesează că sunt 100 de metri cubi de putregai, care a fost doborât în pădure ca putregai pentru protecția muncii. Cât e de gros, ce e brad, că e fac... Din ce 100 de metri cubi trebuie să aibă și aia creangă. 20 de metri cubi, care mă nu poți să inventariez cu... Stați un pic, domnul meu, 100 de metri cubi, poate să aibă 500 de metri cubi de creangă. 100 de metri cubi aceștia care sunt putregai sau până la cei 290 de metri cubi sau 270 de metri cubi, ai matale. Sănătate și drum bun. Am vrut să spun că din cei 100 de metri cubi poate să fie 20 de metri cubi de vârfuri și greci care matale nu pui culpa pe el. Dar nu poate să fie. Eu nu înțeleg. Am vrut să discutăm ca idee că încă nu s-a terminat inventarierea acolo și stăm pe șmarcare. Nu era inventarier. Inventarierea a făcut. Trebuia să meargă acolo comisia și să constate dacă inventarierea a fost corect sau nu. Și să spun, doamne, s-a făcut corect sau nu s-a făcut corect. Obiecțiile noastre sunt vis-a-vis de aia și de aia. Executa cam 70%, zic eu, domnul primar, și cam aproape iese după tabelul ăsta care îl avem noi, ăsta care s-a făcut. Da, eu zic că deci aproximativ o să întind tot anul ăsta. Păi dar nu știu, eu pot să merg și de acum, termină ședința mea la de-aia, nu pot obliga nici pe omul, nici pe fiecare are servicii. Pot râs, dumneavoastră, la nivelul primării. Dar nu, pot râs. Este condiționată aprobarea... Asta vrei să spui, că este condiționată autorizarea la alte partizi care noi putem da drumul din cauza asta? Stăm pe loc cu partida asta, că trebuie să facă reprimirea, nu putem pleca la alt parchet pentru că nu avem reprimirea asta. Da, ideea era așa, sunt cereri de marcat. Există o altă partidă care trebuie să înceapă pe Gioia. Ideea, domnul Obici, deci, ce am constatat noi până acum și cred că în aceeași, cum să spun, sunt și ceilalți, în aceeași sentiment, corect, așa. Domnul maestru de exploatare, Dimulescu, da, Dimulescu, începe partida, da? Spune destul de clar, că am documentația aici, când a început-o, când a obiut. A invitat pe domnul primar la fața locului acolo, și să-i arate că este dezastroasă, în sensul că e putregăioasă toată, adică toată, parțial. Așa este. Ați fost acolo prima dată, ați fotografiat ce ați mai făcut în fine, ați fost și a doua oară, v-a chemat când a intrat în exploatare mai puternic și a zis că, domnule, n-am ce înțelege, cam așa s-a exprimat maestru, n-am ce înțelege, la care dumneavoastră a spus, bine, dă-i până la capăt și o vedeți că ieșe. Ia câtă ce ieșe. Asta e. Altceva nu aveai ce să-i faci. Mă puneți pe mine în postura, domn primar, mă puneți pe mine în postura și nu dumneavoastră asociația, ca să fac diferența între 370 de metri cub de putregai și 525 de metri de iescari. Spuneți-mi, acum, cum inventariez acolo să scot putregaiul de parte, care nu s-a pus în masale noastre și să scot numai iescarul ăsta ca să... Să... Da, putregaiul. Deci dumneavoastră nu înțelegeți. Ba, eu am înțeles. Nu înțeles ce vreau. Că dacă dumneavoastră n-ați înțeles, că dacă a doua oară când v-a chemat acolo, anunțați organele silvice, să facă o revaloare, o altă treabă, nu să și mai rău, o situație să scăpe... Cum să-l facă? Cum să-l facă? Dar nu spune că eu am fost verificat doar de acte de pune evaluare. Mă, dar îmi spui, mă, ei, ca și deci, învățare cu matare acum... Nu, stai, dacă îi arătați specialistului silvic,
că este dar serios. Doamne, dar sunt norme, el conform normelor ți l-a băgat în calculator, nu există, că vin eu, stai că nu-mi convine familial, ca al depunere evaluat. Dar cine ești, bă? Păi dacă eu eram în parlamentar acum și luam pe partida aia și chemam organul silnic, nu depecea cantitatea prețului? Absolut nu. Întrebați pe cine vine noastră. Păi dar omul reziliat și sănătate. A, reziliat noastră contractul cu noi, din cauza asta și spus că trebuie exploatat, că nu ți-o lua nimeni dacă intram într-un litigiu cu agentul economic la momentul respectiv. Și eu ca să nu aduc primăria într-un litigiu cu agentul economic, oricare a fost, ia spus, doamne, hai cu exploatăm noi și își iau omul ce are nevoie de acolo, ce nu se poate, o rămân acolo și nu-i vindărim. Asta a fost ideea generală. Că ăla, silvicultorul nu-ți făcea el alt material mai bun din el. Asta a fost pădurea. Și am o chestiune foarte clară. Văd că se încerc a vorbi la colțul din ce în ce mai mult. Au început să dea îngăt. Acolo ar lemn și ala, și ala, și ala, și ala. Nu-i problema mea. Are și-o să o verifici. Da, da. Și cine o verifică? Să ia măsuri legale și cu asta basta. La ce vă referiți? La ilegalități? La ilegalități. Inclusiv că, dărâmăturile astea de vânt au fost luate toate de acolo. Tăiate le-am strept în procesul verbal acum ultima oară. De adevăr, sunt o grămadă de... Dar luate fără nicio problemă. Sunt. Dar de cine a fost luat? Păi, dar eu nu... Cine a luat să plătească. Dar bineînțeles. Și țara în țara cu totul în vodă? Nu mai... Noi n-am mai luat... Să nu mai... Dar în contextul nu se poate lăsa prețul mai mic la ce e acum în pădure, ca cetățeanul să ducă să ia lemnul ăla chiar dacă eu le acum aici. Că dacă îl lăsați mai în jos, sigur se duce ăla. Asta, 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 asta e și ideea, cred că bun. Asta e ideea. Altfel, altfel se duce altcineva ilegal și le-a făcut. Am înțeles. Asta e și ideea de a se vedea ce este interes și de a lua o hotărâre. Dacă noi hotărâm că o zi local spune, doamne, dă-l complet. Ca să se poate să nu stă în baracotă, că altfel n-avem, nu, da. Nu se poate. Da. Nu se poate să se poate să se poate să se poate. Deci, care cum trecai, trecai, nu înțelea nimeni. Ce lecție? Dar e stipulat clar aici în actul de punere în valoare. Deci nu există treaba asta. Este chiar și mai cum sunt. Este dumneavoastră care a semnat acolo, mai găsiți, da. Mai găsiți ceva de asta. Eu zic că dacă se scade prețul, cu părerea mea, dacă se scade prețul la lemnul ăla așa, omul se duce și ia... Dar aveți cei care au făcut în jos. Fotografii? Am ce fotografii, am ce... În fine, dar ce ai văzut? Nu, se poate. E potretare. Se mai poate. Nu chiar tot. Dar nu tot. Dar din intrarea și la pământ jos, dacă în primăvara asta se schimbă prețul, eu zic omul să duce și-l cară tot. Și-l cară un contracost. Nu-l cară al de nu știu care. E ca așa. Să nu mai dau nume, n-are rost. Hai să facem un preț, îi dăm un preț mai mic. Și atunci care să fie prețul? Da, nu răspunde de prețul, îl facem voi. Domnul, eu propun, să dăm la 30 de lei metru. Prețul de creanță. Domnul președinte, la prețul ăsta trebuie adunat și cheltuielile de exploatare care le-am făcut. Stai, domnule, că vi le-am dat în jos și pe alea. Ați venit cu cei la noi ca să vă mai scădem prețul, nu știu ce, că nu vă ajunge banii de benzină, de ulei, de drujbe, de numai știu ce. Dar noi scoatem și cu căruța, facem cablu, cablu și cu cablu. Domnule, să vădă și fână atunci. Domnule, eu vă spun, dacă lemnul ăsta îi se scade prețul, lemnul în pădure nu va rămâne. Va rămâne, zic așa, un 15-20%. Și eventual, restul lui al omului, să nu dăm la liber, acasă, să dăm la liber, să nu mai depinde. La liber, cum, păi, dar cum, cum tai, ape, cum tai bol? Nu, îi dă pe numele lui, dar să nu mai fii dependent după ce. Ce ai făcut cu lemnul? Pentru lemnul bun. De ce trebuie? Am înțeles. Adică să nu mai viniți, luați care trebuie. Dar lemnul bun, o să fie cu calitate. Da, s-a dus, e curat. Și are ce să facă. Nu mă bani. Nu e problema. Este început de putregăios și omul spune, dacă am un mic de putregai, eu nu dau 800 de mii pe metru cub. Am putregai. Dă-i 30 de mii. Din consilierii noștri au fost luat putregai și nu le vale. Ce să mai ai? El a luat ceea de astea acolo. Nu i s-a dat ce trebuie. Nu i s-a dat ce trebuie. Și acum mai e lemn. Da, să dea. Lăsați prostul. Da. Auziți? Deci am primul punct, am terminat. Am al doilea punct. Nu lăsați primul. Am eu? Deloc. A, da. Ierăți. Nu, haideți spuneți, treceți la al doilea. Adică, din punctul noastră de vedere, ați terminat. Păi am făcut o informare, să vedem. Dacă aveți ceva la punctul ăsta, ați terminat.
Doamne, ce ai făcut? Stăm de vorbă cu un preț, facem un preț cumva ca să știm cum plecăm. Ia uite, eu propun colegilor mei ca să stabilim un preț de 30 de lei pentru noi. Pentru desfacerea la populație, da? Pentru desfacerea la populație. Eu propun 20. Pentru aceste categorie de lemn. Pentru partida respectivă. Ați mulțumit, dar nu este material, dar nu mai este material în picioare. Dacă omul se duce în picioare, mai sunt dăcute. Ar mai fi, mai ce mai ajuns. Sunt mai picioare? Am pus ce aici, în tabel, am mai pus în picioare. Mai sunt și în picioare. Mai sunt în picioare. Eu mai... Eu stărit. Dar sunt picioarele la 2 metri, care de 1,20-30 m, alea sunt bune. Alea se scoate lemn de nu se poate. Dar nu mai trebuie și nu se poate. Dar nu se poate nimic. Vă spun acum, doamna fostă sau actuală, nici nu mai știu, cu doamna Iordache, doamna directoare, trebuia să se facă ceva cultural cu aportul dumneai, eu m-am oferit și tu. Dar ce, doamna Burca a învățat să danseze pe dealul stânii? Ioan, da. Amator. Da, amator. Și aștept niște scuze de la tine. Da, cumva, zici tu ce spus, dar nu cred că am zis. Nu cred că am zis. Dacă tu ești vorba. Dar cine este domnul? Domnul care venea de la Bacău cu echipa artistică, ne-a ajutat și pe noi și eram și noi cine eram odată. Dar așa toată lumea este ea și perversă. Vreau să vă spun că nici nu făceam probleme că știți dansați. Nu trebuie să mai să de la tine că l-ați trăit în cer. Ce-am zis într-o ședință, chestia asta. Bun. Vedeți că nu este bine, nu este bine să vă vadă public. Să nu vadă, eu n-am nicio reținere, n-am nicio. Eu pentru mine, deci eu pentru mine. Asta este situația. Deci, vă rog frumos, dacă vreți ceva, eu vă pun la dispoziție toate documentele, fără să ne acuzăm și să ne ajutăm. Și eu vă rog, am stat în ședințele anterioare că legea în Comuna Mănăstirea Cașin nu spune cuvânt. Am afirmat lucrul ăsta și știu ceea ce vorbesc. Mă refer la consecințele de după treaba asta cu Flăcăie. Adică? De ce? Deja băieții știu foarte bine spus în temă, băieții au început să amenințe că îmi face mașina, că mi-o drege, că nu-i corect așa. Nu, deci ori, eu atât am ajuns să ajunge aici. Vă zic, dacă cumva domnul consilier Ciubotaru și-a deschis, vă auzea că vreți să vă faceți pentru o audiență ceva și te-ai dus la audiență la domnul și te-ai plâns că ți-a dat banii, vinovatele, să văd că ți-a dat banii, cum adică? Și ți-a dat banii pe cât? Eu am înțeles că, și fără să... Eu am fost eu ca fiecare om, informația... Deci, am să înțeles, știți, am înțeles. Când omul este băut, spune adevărul. Asta este. Și în condițiile când vorbește într-o crâșmă, vorbește în cealaltă și tot așa, tot satul, că, în fine, nu pot exprima ce-o spus. Au zis statul de plată, sunt în luna decembrie, ele au fost contabilizate, noi discutăm acum în aprilie, deci nu putem să... Ulterior, când a ieșit scandal... Haideți, dacă aveți o chestiune în data, vă rog. Deci, vă rog, vă sperăm că s-a terminat. Nu așa voi că v-ați înscris la acolo. Da. Apropo cu izlazul ăsta, pe dealul Pope, pe dealul Stânii, acolo cine e responsabil? Știu că a primit domnul Mihu spre îngrijire și cu domnul Chelaru acolo lângă antenă. Dar acolo la mine, în fața lodăii, la mine și partea cealaltă, are cineva în subordine? Da? Lasă de doi. Ulucul, e terminat, e stricat. Furtunul care venea direct din fântână, l-au scos de tot, l-au dus, nici nu mai există. Nu mai există. Pentru că luați dumneavoastră un cetățean din Mănăstirea Cașin cu 10 oi, nu mai multe, și duceți-l la Cașin. Vedeți dacă mai vine cetățeanul, nici el, nici oile. La noi încărare bătută. A stricat gardul lui la Farcaș, mai mare rușine aceea acolo. A devastat. Omul a murit, s-a dus beata femeie, o bătrână din 90 de ani, mânei poimenii, a făcut gardul, ei au devastat, au stricat, au legat cu de pom, sârni, tot. Este dezastru. La un loc nu mai există nici podiețe să treacă vacile, vine timpul imediat să iasă vechele la câmp. Așa, podiețele toate, a rămas niște pare aia care să bătească în lună, cu niște chiroare așa în sus. Cuciureanu a închis tot așa. Și drum în partea asta. Da, exact. La domnul Cuciureanu, da, și a intrat aici cu sârcă la masă. A intrat mai mult de un metru în drum. Noi nu avem pe unde pur și simplu să ajungem acolo.
corect, nu-i corect. A închis Cășuneanu, a închis din drumul nostru și a închis omul teritoriul lui. Domnul primar, acolo era... Dar e posibil așa ceva? Era dacă pe deal. Și ăla l-a împrejmuit și a închis și drumul. Deci nu se mai poate trece pe drumul ăla să ajungi la Fâneț. Dar și la vale, pe din la vale, unde e spre pădurea noastră a izlazului, am intrat mai mult din metru să vedeți, să vedeți ce acolo. Bătaie de joc, da. Da. Bătaie de joc. Ziceți că au intrat în partea de la vale? Da. Și dincolo au închis tot. Dar, și acum știți cum i-a făcut pe din la vale cumva, cumva după trecere și cel care are pământ lângă el trece din capătul ăsta până în capătul celălalt, unde era drumul. Deci tu nu-ți permiți 2 metri să lași din teritoriul tău, ieși din comuna noastră, din teritoriul nostru, plus că treci pe, să treacă drumul pe pământul al cuiva. Parcă-i țara lui Papu Rovodă. Dincolo la Lază, la fel, podeț nu mai există. Vacele de pe dealul Popi trec pe dealul Stănii. Cum pe... asta cu Ciureanu. Cu Ciureanu. Deci în genul cu Ciureanu? Nu, nu știu cine, eu cu Ciureanu. El are teren acolo de la... Și toate le dau în spatele lui Ghiuță, dar nu-i Ghiuță, vin voi de la Curița și casă. Soția lui e fată de-a lui Artal, de-a lui Valer Artal. Vedeți? Și are bunic în Lupești, care îl cheamă... Nea. Ei, el i-a dat terenul acolo și ăsta, bineînțeles, l-a împrejmuit și nu mai ținut cont să întrerupă gardul, să lasă drum, să treacă lumea la terenul. A împrejmuit tot acolo. Da, a luat din pământul nostru, domnule, a luat din drum care ajungea la cățile oamenilor. Da, solid acolo, cu stâlpi, beton, cu... Sârmă din pat, 3-4 rânduri. Trebuia acolo lăsat să treacă lumea, deci, conform lege, practic, trebuie să-ți lasă... Era drum strategic acolo. Da. Tot la fel la Odai, la Iordache. Și acolo era drum strategic. Trecea prin fața Odăii mele. Ieșea acolo unde e mâzgaia, vai de ea cum e, și între Iordache, Odăile lui Iordache, către pădure, spre Stejăriș, exista drum strategic. Vezi, doamne, acum a închis-o. Nu, nicio problemă. Nu știu, la noi, ce apare în domeniul public, nu trebuie respectat. Dacă apare drum în domeniul public, nu există. Nu trebuie mers la fața locului și văzut, nu lăsați lucrurile așa. Asta vreau ca să vă trebuie. Document de donație. Dar oricum verificam o chestie. Așa, ce mai avea? Nu avea ce răsa. Aici ați pus dumneavoastră problema cu asfaltul. Dacă asfaltăm și nu am făcut canalizarea, nu știu asta și cu asta. Vă rog, mai cineva. Așa. Da, spune. În ședința din 28 februarie am ridicat mai multe probleme. Văd că nimic nu s-a făcut. De februarie, din 28 februarie. Nu crezi că a venit și în martie? În martie știe domnul primar. Probabil. Haideți dacă aveți ceva de vorbit la subiect. De ce mă grăbesc, domnul? Nu vă mai tot înțepați atâta. Domnul, timpul tuturor, știți? Hai, dacă aveți ceva obiectiv, spuneți și gata. La punctul 14, a ordinii de zi, cu aprobarea devizului general a indicatorilor tehnico-economice la lucrarea alimentare cu apă, am ridicat niște probleme. Și trecut aici doar o frază. Eu am prezentat niște documente clare, care nu sunt scrise de mine, sunt scrise de procuror, de judecător și așa mai departe, nu s-a făcut în procesul verbal vorbire absolut de nimic. Obiecțiuni la procesul verbal, asta aveți, nu? O dată. Bun. Am ridicat problema să vină între noi aici domnul șef de Ocol și șeful poliției locale. Nimic, nici nu, nu, nu puteam să... Ori avem buget, ori... Deci... Rămâne ca să o facem. Deci ne-am comunicat. Am vorbit cu domnul șef, cu domnul Ciubătaru. Așa. Ne-am comunicat. Astăzi este la o ședință, n-am putut plec, sub nicio părmă, până un altul să vină astăzi.
Iar aici... Pe următoarea ședință o să fie cu ordinea de zi și dar okay. Seama poliției române și... Dar sau... nu mai este niciun șef acum, totul interimar. Exact. Păi nu contează de activitate, trebuie dezvoltată, chiar dacă ești la piață. Da, dar cine își asumă activitatea de zi? Păi polițistul trebuie și-o asume, că asta e treaba. Să facem cimitia de patru. Vă întreb pe dumneavoastră, 12 ani au fost ori de aici, în fața Consiliului Local? De câte ori? Nu știu. Niciodată, vă spun. Când eram șeful Poliției Comunitare aici, l-a adus domnul ăsta de la Bacău, care e din Curița, cum îi zice? A adus, dar din Poliției Comunitare. Și atunci a plecat din ședință, dus a fost. Și de atunci n-a mai fost chiar. Nu, hai din procesul de față. În fine, deci, probabil. La ședința următoare o să depun raport. O să, sau o să depun raport, dacă nu... La domnul secretar v-a rugat ca, până la ședința asta, deși în martie tot a trecut, să afișeze pe geam orele zile de audiența consilierilor. Nimic. Cu drumul la Gura Halosului am discutat problema. Dar stați un pic, chestia cu audiență. La audiență, cum e mai bine și mai bine? Nu, stați. Vom face legea 215 și nu știu de ce îmi trebuie aici acum. Da, e stipulată în lege, că nu vorbesc cu ei de aici. Da, domnule, așa este. Stipulată, a trebuit să reconstruie Consiliul Local. Da. Dar nu trebuie să vă facă, secretarul nu trebuie să vă facă dumneavoastră program de audiență. Păi ce treabă? Păi să se ia legătura cu fiecare consilier, fiecare știe când poate... Nu este obligația lui să vă stabilească dumneavoastră program de audiențe. Atunci hotărâm acum... Vă stabiliți dumneavoastră și nu. Vă stabiliți fiecare și stabilește, este o prevedere legală, fiecare și o stabilește. Azi că ne uităm acum, legea 215, că nu e... Bă, adu-mi și mie, te rog, mausul meu, de că mă distorc greu cu... Da, spuneți-mi, ce spuneți de altceva. Așa, de altă idee. Spuneți-mi. Noi luăm legătura cu cetățenii. Sunt mulți cetățeni care vor niște probleme. Și aia nu-i audiți? Și eventual, dacă avem 20-30 cetățeni, ați putea veni să avem o zi de discuție. Da? Dacă vă invităm, da? Dar să nu vină oamenii aici. Să vină eventual, veniți și dumneavoastră acolo și dați răspunsul pe loc. Dar bineînțeles. Dar nu a fost întotdeauna așa. Perioada asta, martie, aprilie și inclusiv mai, tot timpul să fac cereri la avea. N-a venit un om să facă simplă cerere, că el să-și nu spună și un păs. Acum, dacă considerați că omului e rușine să vină la primărie sau n-are bani să vină de la Lupești până la primărie, nu, doamne, dacă sunt 10, 15, 20 de oameni... Dar oamenii care au venit aici și așa, la noi n-a fost să-i primim în audiență cu un program bine stabilit. Când a venit omul, atunci m-am ascultat. Noi suntem contactați de mai întreabă. Noi suntem cu tare, au vrea și noi, știi? Funcționarea Consiliului Local. Vorbesc de legea 215, de funcționarea Consiliului Local. Vorbesc de atribuții. Ce anume? Ci dat aici în atribuții de Consiliul Local. Organizarea este obligatorul aducerea la cunoștința cetățenilor toate fapte actele administrative. Ce articol? Nu, de legea de aia funcționare. Consilierii locali sunt obligați ca în executarea mandatului să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățeni. Să acorde audiențe și să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirile cu cetățeni. Da. Deci să acorde audiențe, așa este. Exact. Și să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele. Așa cum se poartă la toate comunele, consilierul are afișat în față acolo ora, ziua când are audiență. Vine cetățeanul să știe, de exemplu, la Haloș, la mine acolo, păi vii la primărie în duminică, la ora asta. Dumneavoastră, nu, stați-mi, că nu veneți duminica. Nu intrați în așa, doar nu facem. Dumneavoastră, faceți un program.
îl aduceți la domnul secretar. Spuneți, doamne, eu în ziua de sunt de găsit ori la numărul de telefon, ori la altul. Să face un registru special de audiență, da? Ștampilat, opisat, sigilat, iar dumneavoastră vă faceți activitatea de auditare, da? Asta e toată chestia, nu e niciun secret. Deci, dumneavoastră faceți-i cunoscut domnului secretar, fiecare, cum dorește, ce... Nu face secretarul programul domnului consilier, trebuie să nu faci programul. Mai aveți ceva, domnul Ciurea? Domnul primar, insist și pentru ultima oară, deci în mod civilizat vă spun, puneți-mi la dispoziție procesul verbal a Curții de Conturi 2015, mai iunie 2015. Ceea ce ați făcut acolo, m-ați bagiocorit și atâta tot am spus. Deci, ala nu se numește, eu dacă mă duc la... Da, da, Ciurea, dar cum se cheamă lucrarea pe verbal înainte? Aia se numește... Spuneți cum se numește. Aia cum se numește. Păi uitați-i dumneavoastră un nume, că aia nu se poate numi procesul verbal orice da, formă. Eu v-am dat ce am fost obligat de lege, ține spun. Deci, domnul în momentul actual, dacă eu nu v-am dat ceea ce s-a spus în... Nu rămâne așa, eu v-am spus și trebuie, nu rămâne așa. Dumneavoastră puteți să faceți lejer plângerii penală și nu, dacă eu nu v-am dat ceea ce mi-a spus acolo, o saltă ăștia de mă văd. Adică chiar mă joc cu chestia. Deci acest cetățean care a venit și a făcut control la primărie are numai două clasări. Nu știi, deci are pe secțiuni, pe capitole. E problema dumneavoastră, eu mi-am făcut datoria, ce mi-a spus legea, e problema dumneavoastră. Legea a spus să-mi puneți la dispoziție procesul verbal. Asta am făcut. Deci eu asta. Deci ce ați făcut? V-am dat la dispoziție. Prefața, așa atât. Nu, domnule, v-am dat exact tot. Concluziile unde sunt? Tot raportul. Dacă îl citiți atent, o să vedeți și nu, aia, citesc. Nu știu, dar poate bine, asta o să descoperiți un alt mod de auditare. Da, asta e o altă treabă, nu mă... Chiar mă depășește. Eu, deocamdată, ce mi-a spus instanța aia, că nu, eu consider picolărie. Atunci puteți să mergeți mai departe. Dacă îmi permiteți și mie. Sunt vreo câțiva cetățeni și nu puțini care vorbesc de podul ăsta care l-au rupt spre Ghiorele, care l-au rupt acolo, cu tuburile mari. Acolo s-a pus limitare de 7 tone, limitare de viteză, să treci. Ei spun, domnule, noi o să la Pisaca. Da. La Pisaca. Unde s-a rupt drumul județean. Da, unde s-a rupt drumul județean. Da, unde s-a rupt drumul județean. De acolo trece 50 de ani. Dar trebuie nu. A zis că, domnule, noi o să rămânem la un moment dat sinistrați. Până când o să cadă, s-a pus acolo niște pământ, s-a pus, eu care bănuiesc că este provizorie. Da, am făcut o provizorie noi, dacă nu făceam să rupea de tot, într-adevăr. Așa, ideea este că noi să facem, să facem niște demersuri către ei, dacă ei poate l-au uitat. Ei cu siguranță au uitat de drumul ăsta. Deci, facem o notificare către drumul județei neapărat. Trebuie neapărat făcută și să ne mâineze acolo, să ne facă, să ne facă drumul. Foarte bine a zis domnul vice, să dotăm căminul cultural. Dacă noi am dotat căminul cultural și cu veselă și cu ceva, atunci s-ar mări și veniturile. Pentru că omul, dacă la Lupești nu există clasa praznicală, noi avem acest cămin care oricând îl putem folosi să facem comenzi, să facem orice. Și activități culturale. Și activități culturale, nu, dar eu mă refer la, ca și dotare pentru a susține un eveniment de genoză. O comană, o cumetrie, SNS. Da, da. Bun. La mobilier. La mobilier să-l dăm. Și mobilier să-l dăm. Și din nou, iarăși se anunță ploi, se anunță. Iarăși s-a mutat. S-a lumitruie, s-a mutat înapoi în casă. Iarăși îi vom avea sinistrați. Ăștia au venit aici iară? Da. Deci iarăși vom avea sinistrați. Deci ca idee. Dar nu... Am trecut, n-am mai solicitat nimic, n-am mai... N-am mai solicitat, dar totuși. Nu, mi-e teamă de altceva decât să ia cu totul, știi, și Doamne ferește. În fine. Dar s-a pus în vedere să nu mai stea acum? Da, bineînțeles. Sau că răspundem. Noi, este pe progres frumos. Dacă primarul se vedea... Și dacă nu poți te ajut, dacă nu vrei, te obligi. Și nu este o treabă. Că trebuie să înțeleagă că este binele lor. Nu, dar este binele lor să nu fie acum. Да, это там у нас получается.
Dacă mai e cineva, vă doresc că sunt bună. Mulțumesc. Da, mulțumesc.